Aeroportul Aurel Vlaicu Băneasa a deschis în urma unei investiții de 2,5 milioane de euro un terminal dedicat pasagerilor de business cu o suprafață de 1500 de metri pătrați. Este un proiect pe care îl anunțam acum un an. Noul terminal va deservi aviația privată, întrucât din luna martie anului viitor, aeroportul Băneasa nu va mai găzdui aviația low cost, care va fi mutată pe otopeni, a declarat la inaugurarea terminalului ministrul transporturilor Anca Boagiu, relatează Mediafax. I-a recomandat operatorilor low cost să-și reprime nemulțumirile cauzate de mutarea zborurilor la otopeni, deoarece serviciile de la aeroportul Băneasa erau sub cele întâlnite într-o autogară undeva la țară. Unele companii low cost au reclamat creșterea costurilor odată cu transferul operațiunilor la otopeni, susținând că serviciile sunt mult mai scumpe. Terminalul are două porți de îmbarcare și o capacitate de 30.000 de pasageri pe an. Finanțarea investiției a fost asigurată din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București.